faceți și atunci sunteți și funny. Sigur, normal, da, da. Normal. Trebuie sprijinit președintele și scăpa din pot. Că țara asta este bogată, este frumoasă, are oameni deștepți. De al de Ponta și de al de Ponta ne ducem în groapă în circa 6 luni. Năsta să nu degeaba o mâncat pușcăria. Păi da, așa este. Și băga legea ilicitului. Sistem meritocrației. Prin valoare să trăiești. Nu prin niciun ușor. Domnule, dar sunteți oamenii mei. Gata. Păi normal, că am oprit mașina. Eu, mai încolo am oprit mașina, cum am văzut, frate. Bine, bine. Asta trebuie făcut. Stați aici? În Alexandru. În Alexandru. În Alexandru. Păi hai să facem, uite, vă dau niște broșurele. Da. Noi, din noi, eu mai și Păsescu, chiar dacă a fost greu, a fost greu în țară. Dar au fost greu, de ce cauza, să vedem cauza. Dar problema și care în România, prostimea, e multă. Și cam ei fac legea. Asta e durerea mare la noi. Păi da, dar uite, sunt destineri și... Dar ce putem face noi? Noi muncim la muncă. La muncă. Păi da, cine muncește, votează pe dreapta. Și eu vreau să care muncește să aibă. Nu voții, meritocrație. Meritocrație. Dar noi au fost poții, iar poții și mincinoși. Nu au fost plus valoare. Și din ăștia cu teza de doctorat copiată, să dau mari domn sau așa, dar care n-au... Dar e pisic. Cam văzut aseară, pe unul. E pisic. Și unul e bolnav de somn. Cum, domne, nici pentru ei nu sunt stare să facă o casă. Hai să facem împreună. Miau! 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 Vă doresc multă sănătate dumneavoastră și familie dumneavoastră. Doamne ajută, dar mergeți cu prietenii la vot, cu toată lumea. Noi suntem frați, noi suntem frați. Da, știu, am văzut că semănați, dar scoateți la vot cu toată lumea. Dar noi spunem. Mama, e tot la fel. E foarte bine. Tot la fel. Noi mai avem... Cu tata avem probleme. Voi ne cal convingeți până până. Da, da, da. Nu, îi luăm buletinul. Bine. Sănătate, eu cred că o să câștigați. Asta și eu cred, sunt convins că o câștigați. Sănătate. Da. Bine. Sănătate, numai bine. Și sprijinim președintele dacă câștigați. Păi da, bineînțeles. Sănătate.